Medicii au greșit în cazul copilului de nici 2 ani care a murit toamna trecută după operație la Spitalul Sanador. Aceasta este concluzia Comisiei de Disciplină de la Colegiul Medicilor. Specialiștii spun că 6 doctori au făcut erori grave, mai ales în procesul de monitorizare postoperatorie a copilului. În frunte cu medicul chirurg Laura Bălănescu, cei 6 medici de la Sanador au fost sancționați cu un vot de blam, adică o mustrare. Prea puțin, spun părinții lui Ștefan, care sunt de părere că medicii ar trebui să fie suspendați. Reprezentanții spitalului nu vor să comenteze deocamdată raportul. Raportul Comisiei de Disciplină arată pas cu pas ce s-a întâmplat cu Ștefan din momentul în care a intrat în sala de operații până la declararea decesului. Intervenția chirurgicală condusă de medicul Laura Bălănescu a durat 2 ore și a decurs fără incidente și fără sesizarea vreunei hemoragii, notează specialiștii de la Colegiul Medicilor. La ora 13:25, Ștefan este mutat la terapie intensivă, unde a stat doar 1 oră și 5 minute. Prea puțin, ținând cont de vârsta lui și de faptul că mai fusese operat pentru același diagnostic, arată raportul. Copilul trebuia monitorizat la ATI mai mult timp, unde ar fi trebuit să-i se facă ecografii și analize de sânge. A fost mutat în salon, la secția de pediatrie, unde a fost evaluat de mai mulți medici. După ce vomită și un medic îl evaluează ca având o stare de rău, medicul Bălănescu decide însă că nu sunt necesare analize. La ora 22:45, starea copilului devine critică, iar tatăl lui fuge cu el în brațe la recepția spitalului și solicită intervenția unui medic. De aici, băiatul ajunge în sala de tratamente, unde îi este făcut o perfuzie și este aplicată o mască de oxigen. În nici 5 minute intră în stop cardiorespirator și încep manevrele de resuscitare. Părinții consideră că asistentele și medicii nu știu să-l resuscite citeze pe copil, așa că tatăl sună la 112. În 6 minute, un echipaj SMURT ajunge la Spitalul Sanador și continuă manevrele care, după 1 oră, sunt oprite și este declarat decesul. Comisia de Disciplină notează și că monitorizarea parametrilor vitale a fost insuficientă. Mai multe analize după operație ar fi putut depista hemoragia internă pe care o avea copilul. O problemă gravă în spital a fost lipsa unei continuități în activitatea de gardă. Toate aceste fapte sunt abateri de la buna practică, se arată în același raport. După greșelile pe bandă rulantă, 6 medici au primit vot de blam, adică o mustrare. Este o mizerie. Corect ar fi fost ca acești medici care mie mi-au omorât copilul și care riscă să omoare și alții în același mod, să nu mai practice cel puțin o perioadă medicina. Părerea mea este că e o mușamalizare grosolană. Copilul acesta putea fi salvat dacă cineva, măcar unul dintre toți acești medici, ar fi ascultat și nu s-ar fi arătat indignați de strigătul de disperare al asistentelor. Dau exemplu uneia dintre asistente care m-a cutremurat în momentul în care a fost audiată la parchet. Spune că n-a coborât copilul cu fișe, că a sunat de nu știu câte ori să vadă ce să-i facă acestui copil, să vadă ce tratament să-i aplice. Totuși, acest raport poate să cântărească greu pe masa polițiștilor de la Serviciul Omoruri. Aceștia primesc un document pe care scrie negru pe alb că medicii au greșit. În acest mod, urmărirea penală poate fi extinsă pe numele tuturor celor 6 medici. După ce a apărut raportul Colegiului Medicilor, reprezentanții Spitalului Sanador nu au dorit să comenteze acuzațiile. Ce se întâmplă cu ancheta după acest raport, ne spune colegul meu Cătălin Radu Tănase. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vot de blam, asta nu este pedeapsă, spun părinții micuțului Ștefan Alexandru, care au de gând să conteste această pedeapsă la instanța supremă și anume la Colegiul Medicilor din România. I-ați auzit mai devreme ce spuneau. E o mizerie și o încercare de mușamalizare. Susțin părinții băiețelului de nici 2 ani care a murit în urma operației făcute la Clinica Sanador cândva la începutul toamnei trecute. Mai mult de atâta, părinții băiețelului vor să deschidă un proces civil împotriva acestei clinici și să ceară despăgubiri. Cel puțin așa susține avocatul familiei. Numai că, până la acest proces civil, s-ar putea să asistăm mult mai curând la un proces penal, având în vedere că există un dosar penal deschis pentru infracțiunea de ucidere din culpă, care este instrumentat de polițiștii Serviciului Omoruri din București, împreună cu procurorii parchetului de pe lângă
Tribunalul București. Este foarte adevărat, în acest dosar există un singur nume, o singură persoană care are calitatea de suspect, iar aceasta este Laura Bălănescu, chirurgul care l-a operat anul trecută pe Ștefan. Numai că, exact cum ați auzit ceva mai devreme, s-ar putea ca în curând și alte persoane să devină suspecte în acest dosar de ucidere din culpă. Numai că, pentru a face acest lucru, pentru a pune totul cap la cap, polițiștii de la omoruri și procurorii se vor duce cu dosarul, cu acest verdict dat de Colegiul Medicilor București către Institutul Național de Medicină Legală, unde cei de acolo vor traduce cumva în termeni juridici vinovățiile celor care au dus, spun părinții lui Ștefan, la moartea micuțului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.